Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Puls Politic. Invitatul de astăzi este domnul Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean. Bine ați venit, domnul Bogdan. Bine v-am găsit. Le spun bună seara tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Să trăiască și noi pe lângă ei. Cum stați prin Consiliul Județean? Sigur, este o emisiune pe ideea că se cheamă Puls Politic. Vorbim puțin și despre politic, dar pe de altă parte o să vorbim mult despre administrație, pentru că sunteți vorba cea în vârful forului administrativ județean și aveți să ne spuneți, bănuiesc, destul de multe lucruri pe care, mă rog, de care suntem interesați cu toții, indiferent că suntem jurnaliști, politicieni sau oameni pur și simplu de prin Maramureș. Cum vă înțelegeți cu alți oameni din altă variantă politică prin Consiliul Județean, fiindcă e un Consiliul Județean destul de bine colorat politic, să spunem așa. Sigur, dar având în vedere că proiectele pe care le-am promovat până în acest moment în Consiliul Județean sunt proiecte bune pentru comunitate, așa cum m-am angajat încă de la începutul mandatului de președinte, am venit în Consiliul Județean cu un bagaj de proiecte pe care doresc să le promovez și pe care doresc să le implementez în acest mandat. N-am avut voturi împotrivă în ceea ce privește proiectele de dezvoltare pentru Maramureș, fie că vorbim de centura municipiului Baia Mare, fie că vorbim de centura municipiului Sighetul Marmației, de drumurile expres, de parcul industrial sau alte posibile investiții pe care le vom face. O variantă de colaborare totuși, dacă este bine. Deci în Consiliul Județean, eu am spus-o, trebuie să facem administrație, iar rolul nostru în Consiliul Județean este acela de a promova proiecte pentru comunitate. Și atunci când eram în opoziție în Consiliul Județean, întotdeauna discuțiile mele cu consilierii județeni pe care aveam la vremea respectivă erau, domnule, susținem proiectele bune pentru comunitate, indiferent de coloratura politică, pentru că nu mi se pare normal să dăm cu piciorul la ce este bine sau ceea ce se face bine. Da, sigur, dacă sunt anumite probleme, știu eu, cheltuieli care nu sunt în ordine sau alte lucruri, consilierii județeni au obligația să cenzureze executivul Consiliului Județean, dar nu este cazul, pentru că ne concentrăm pe proiecte bune pentru comunitate și pentru județul Maramureș. Deci, cu alte cuvinte, înțeleg că există un soi de armonie, să spunem așa. Eu spun că pe problemele importante, sigur că mai există discuții și dispute politice, luări de poziție din partea unor consilieri județeni, dar acestea sunt normale și eu chiar îi apreciez pentru faptul că încearcă să își aducă aportul în Consiliul Județean. Dar per ansamblu lucrurile funcționează în regulă în colaborarea dintre partide la nivelul forului Consiliului Județean. Asta era ideea, dacă totul merge în varianta, să spunem așa, bună, rezonabilă, cum vreți să zicem. Deci există variantă de mers mai departe. Sigur că sunteți o componența Consiliului Județean, care este relativ tânără. Alegerile au fost anul trecut și, mă rog, da, orice lucru bun începe cu oarecare înțelegere. Vrem să facem ceva bine pentru oamenii care ne-au votat. Sigur că ceea ce ne-am angajat noi trebuie să ducem la bun sfârșit. Acum, sigur că ne lovim de toate constrângerile pe care le are administrația publică. Administrația publică nu funcționează ca și sistemul privat cu care eu sunt foarte obișnuit, dar... Acum nu aveți încotro, trebuie să obișnuiți. M-am obișnuit deja, nu e... Dar facem toate eforturile astfel încât să mergem mai departe și să realizăm ceea ce ne-am propus. Adică eu sunt foarte determinat ca proiectele majore pe care le-am propus maramureșenilor în campania electorală să fie realizate. Și am toate premizele, adică deja discutăm de lucruri importante, am făcut pași importanți în ceea ce privește proiectele majore și aici reamintesc încă o dată faptul că deja suntem în procedură de licitație pe studiile de fezabilitate, pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, care va fi un drum de 30 de kilometri
un adevărat inel pentru municipiul Baia Mare, un inel care va cam dezvolta foarte dura, mult zona metropolitană. Acum o să vă spun dacă îmi permiteți, o să vă spun imediat. Și apoi, în aceeași măsură, lucrăm pe varianta de ocolire a municipiului Sighetul Marmației, unde de asemenea deja avem documentația și săptămâna viitoare vom lansa procedura de atribuirea contractului pe studiu de fezabilitate a variantei de ocolire a municipiului Sighetul Marmației. Iarăși, extrem de esențială pentru municipiul Sighetul Marmației, pentru că este deja sufocat de mașinile care trec prin Sighet și sigur că nu permite dezvoltarea Sighetului actuala configurație, și atunci acest inel nou, un drum nou care se va face în jurul Sighetului și care va cuprinde practic toate cele trei drumuri esențiale care intră în Sighetul Marmației, mă refer la cele trei drumuri naționale. Și aici deja suntem într-o fază avansată, am purtat deja toate discuțiile cu Ministerul Transporturilor, amândouă centurile vor fi introduse pe Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, care are o extensie până în 2023, în decembrie, și practic de acolo vom avea asigurată deja finanțarea. Eu nu stau după următoarele programe. Tot ce se poate lua acum, mergem înainte și le luăm. Deci noi anul viitor, în 2022, vom semna contractul de finanțare și vom lansa procedura de achiziție pe proiectare cu execuție pe cele două centuri, care sunt esențiale pentru dezvoltarea județului Maramureș, în special a celor două municipii și a zonelor din jurul celor două municipii, cea zonele rurale, cum e zona metropolitană a municipiului Baia Mare. Dacă anul viitor lansăm procedura pentru proiectare cu execuție, ceea ce sunt absolut sigur că vom face, asta înseamnă că cel târziu în 2023 se vor apuca de lucru constructorii, pentru că este și perioada de proiectare, care va fi de 3-4-5 luni de zile, în care e parte de proiectare, că vom lansa o licitație de proiectare cu execuție și practic într-o perioadă de la demararea, de la semnarea contractului cu un executant, el va avea un timp în care va face doar partea de proiectare, topografie, proiectare și mai departe, ca să se asigure că ceea ce noi am făcut pe studiu de fezabilitate este în ordine, că mai pot apărea mici modificări și lucrurile trebuie să funcționeze. Și atunci, eu cred că mai mult de 2 ani de zile n-ar trebui să dureze execuția celor două centuri, 30 de kilometri, cum am spus, Baia Mare, și 30 de kilometri și undeva la 11-12 kilometri Sighetul Marmației. Sunt câteva variații, pentru că cei care vor câștiga licitația pentru studiile de fezabilitate, primul lucru pe care îl vor face niște trasee. Practic, din cele trei trasee pe care ni le vor propune, noi vom alege varianta care e cea mai bună din punct de vedere a costului și a eficientizării traficului pe zonele respective. Deci varianta cost-beneficiu o să o alegem, dar ei ne vor prezenta trei variante. Și atunci vom merge mai departe și vom lucra efectiv pe varianta care e de fapt cea mai bună pentru comunii. Dar aici să știți că cel mai important lucru, și aici am avut foarte multe discuții la nivelul Consiliului Județean cu aparatul, eu lucrez un pic altfel decât predecesorii mei, în sensul că scurt-circuitez foarte mult tot ce înseamnă timp. Pentru că dacă am luat pe un timing normal, ca să zic așa, am dat să ne apucăm prin 2024 de lucru la acest proiect. Dar eu nu stau să-mi dea Ministerul bani pentru studii de fezabilitate. Noi lansăm studiile de fezabilitate, facem studiile de fezabilitate și ne vom recupera banii din cererea de finanțare. În momentul când am pus cererea de finanțare pe POIM să finanțăm proiectul, deja voi scoate la licitație
licitație, proiectare cu execuție. Nu mai stau până când îmi analizează ei fiecare document în parte și mă cheamă la semnarea contractului. Când semnez contractul de finanțare, deja o să am și contractul de execuție. Și atunci deja câștig foarte multe luni importante de timp. Și apoi, sigur, sunt multe alte proceduri. De exemplu, dacă mergeam pe varianta de program operațional transport sau pe Programul Național de Recuperare și Reziliență, care va fi disponibil începând de anul viitor, iarăși pierdeam un timp foarte mare pe pregătire. Și atunci am ales, după ce am discutat cu Ministerul Transportului, chiar săptămâna trecută am avut ultimă ședință la Minister cu mai mulți factori de decizie din Ministerul Transportului cu care am discutat, pentru că iarăși a fost o întreagă discuție până când am căzut de acord pe traseu. Ministerul Transporturilor, studiul de favorabilitate pe care l-a făcut, pentru că ei se ocupă în mod normal de variantele de ocolire, de drumuri naționale și așa mai departe. Studiul de favorabilitate? Nu, ăsta... l-ai făcut deja de Ministerul Transporturilor. Deci studiul de favorabilitate îți arată că da, este un proiect viabil și care poate fi introdus într-una din finanțări, pentru că astea sunt proiecte de anvergură, nu sunt ca și drumurile județene unde... Da, sigur, nu e vorba de un șoplon aici. Nu, vorbim de proiecte de mari. Probabil că centura municipiului Baia Mare va avea undeva la 100 de milioane de euro după estimările noastre, iar la Sighet undeva la 50-60 de milioane de euro. Deci, cu totul cum ar veni. Da, da, deci sunt proiecte importante. Repet, sunt niște bani. Și atunci, pe studiul de favorabilitate, era o prelungire a străzii Europa până la pădurea rezervației naturale de la Tăuț. Deci aveam 9 km de drum, într-adevăr nou, dar care nu rezolva problema de esență. Strada Europa este complet blocată la orele de vârf, fie că vorbim de intrarea dinspre Recea, fie că vorbim de intrarea dinspre Tăuț, fie că vorbim de intrările spre zonele industriale, Aramis și așa mai departe, din zona centurii actuale, așa zisă centură, dar e strada Europa, care în trecut a fost dată Ministerului Transportului pentru reabilitare și a fost botezată ca centură. Deci ea nu este o centură în sine și atunci a trebuit să duc o muncă de convingere cu cei de la minister să le explic, domnule, asta nu este o centură. N-am cum să eficientizez traficul și să cresc zona metropolitană din punct de vedere economic dacă mă duc pe varianta asta. Și acum se reface tot studiul de favorabilitate, dar eu nu mai aștept după ei. Merg cu studiul de fezabilitate înainte și undeva într-o săptămână, două, vom avea și studiul de favorabilitate finalizat pe varianta pe care am negociat-o cu Ministerul Transportului, și anume de la Bușag va fi intrarea pe centură, va avea o ieșire spre aeroport, o ieșire foarte importantă, și apoi va merge printre Recea și Lăpușel până la Târgu Auto și de la Târgu Auto, de la satul nou de sus, va merge până la Baia Sprie. Deci acesta este traseu care într-adevăr rezolvă toate problemele de trafic pe zona asta. Gândiți-vă că va avea conexiuni cu toate drumurile județene, cu toate drumurile locale, drumurile naționale și sigur cu nodurile în ceea ce privește drumurile expres, pe care de asemenea discutăm și încercăm să găsim soluții să le promovăm cât mai repede. Chiar săptămâna viitoare se va semna studiul de fezabilitate pe Jibou Baia Mare, ceea ce pentru noi este foarte important. Pentru asta mai trebuie și studiul de favorabilitate. Nu, astea sunt făcute studiile de favorabilitate. Nu, pe toate sunt. Și pe Sighet este un studiu de favorabilitate, dar eu l-am vrut modificat. Eu vă întreb ca profesor. L-am vrut modificat pentru că știți cum e? Din București, din birou, lucrurile se văd într-un fel. Dar noi aici în Maramureș, în Baia Mare, în Sighet, știm mai bine ce nevoie avem. Că de asta fostul ministru Boloș a promovat ordonanța 88 și ordonanța 101 anul trecut, care prevede posibilitatea ca consiliile județene să poată gestiona astfel de proiecte, pentru că până acum nu exista această posibilitate.
posibilitate. Pentru că, vă dați seama, pentru Ministerul Transporturilor, prioritatea numărul unu este să facă autostradă de la Pitești la Sibiu, să treacă munții, să facă, să lege regiunile istorice, autostrada Moldovei sau alte astfel de obiective, nu să facă drum expres Baia Mare, Satul Mare. Deci, cum ați reușit să convingeți pe oameni din cu argumente foarte clare. Pentru noi este important nu doar să avem un drum pe care să meargă niște mașini. Pentru noi acest drum, care va fi un drum nou atât la Baia Mare și la Sighetul Marmației, aceste drumuri vor însemna și o deschidere pe zona de dezvoltare industrială și economică. Se deschid câteva zone. Gândiți-vă ce înseamnă terenurile de pe acest traseu, cât vor crește ca și valoare și ca și posibilitatea de dezvoltare, pentru că tu acolo poți să-ți faci o companie care are deja un drum pe care poate să ducă marfa. Nu se blochează la intrare în oraș sau în alte zone. Deci sunt câteva elemente clare pe care le-am luat în considerare. În primul rând, factorul economic și apoi, sigur, eficientizarea traficului. Faptul că vii de la Satul Mare, vrei să mergi spre Cluj, nu mai intri până până în municipiul Baia Mare, da, ca să o iei spre Cluj. Te-ai dus direct pe centură, ai ieșit și te-ai dus spre Cluj sau spre Târgu Lăpuș sau spre Sighet, de exemplu. Deci sunt câteva lucruri extrem de importante care vor fi rezolvate. Apoi, sigur, parcul industrial. Noi în Maramureș n-am construit un parc industrial. Aveți în planul lui Bogdan? Așa, nu l-am în plan. Deja am făcut pași, am alocat resurse financiare. Am făcut un consiliu de administrație care eu spun că este foarte bun, e cu specialiști, cu oameni din zona de business și aici vreau să precizez pentru că am văzut tot felul de comentarii pe rețelele de socializare că nu ar fi specialiști sau... Păi o să vă dau câteva nume dacă îmi permiteți. Deci, domnul Sorin Potânc, care e director general la Aramis, este unul dintre membrii Consiliului de Administrație pe care l-am numit. Domnul Sorin Potânc a fost secretar de stat în Ministerul Industriei pe vremuri, este în mediul de business, cunoaște ce înseamnă dezvoltare pe verticală și orizontală. Deci este un om de care am nevoie acolo în Consiliul de Administrație, cel puțin în primul Consiliu de Administrație. După aceea este Dana Dorca. Dana Dorca este pe zona financiară unul dintre experții foarte buni ai județului Maramureș și care face parte din AIME, din Asociația Întreprinzătorilor Maramureșeni, unde sunt peste 150 de firme asociate în această structură asociativă. După aceea este domnul Borșan de la Maramureș Business Club, o asociație tot formată din oameni de afaceri, dar mai tineri cu idei mai inovative, ca să zic așa. Așa. Dan Parașineț este unul dintre directorii din Universal Alloy Corporation, inginer de profesie care știe mecanizare, construcții și așa mai departe, și un jurist foarte bun care este și consilierul meu personal pe juridic, Dumitrița Lazar, cu o experiență de 17 ani. Deci eu am ales acești oameni nu ca să fac o chestie politică, ci ca să fac un consiliu de administrație care să fie funcțional și care să genereze ceea ce ne dorim cu toți, adică un parc industrial, un prim parc industrial în județul Maramureș, funcțional. Aceștia sunt oameni care au și contact cu lumea oamenilor de afaceri și pot să și au contacte în lume cu care putem deja să discutăm astfel încât să atragem potențiali investitori. Deci sunt lucruri concrete pe care le facem și acest Consiliu de Administrație eu mă bazez foarte mult pe el și sunt convins că
vom face o treabă foarte bună. Am fost sigur acuzat că am făcut-o ca numire. Sigur, Consiliul Județean m-a împuternicit să, prin votul consilierilor, să numesc un prim Consiliu de Administrație, pentru că altfel nu pot să înființez o companie. Procedură de selecție se face pe legea corporativă și asta va fi făcută în 4 luni de zile de la data înființării companiei și acea procedură va fi extrem de transparentă și corectă, pentru că ne dorim, încă o dată, nu-mi doresc ca compania județeană Parcuri Industriale Maramureș să fie o companie politizată, îmi doresc ca această companie să-și atingă scopul. Scopul ei este să creeze parcuri industriale, să facă infrastructură, să aducă investitori în parcurile industriale, adică să le populeze și pe urmă să mai dezvoltăm un parc industrial, să mai dezvoltăm un parc industrial și tot așa. Asta înseamnă de fapt dezvoltare. În momentul în care dezvoltăm un parc industrial, pentru că iarăși am văzut comentarii inclusiv în spațiu public care m-au uimit, trebuie să spun, că la cine trebuie nou parc industrial, că omoară economia locală. Asta este o prostie, pentru că o companie, indiferent că este românească, că este străină, care își pune bazele în județul Maramureș, nu doar că generează un număr de locuri de muncă directe, dar generează foarte multe locuri de muncă indirecte. Adică firme care vin și prestează diverse servicii pentru această companie. Gândiți-vă că un parc industrial de 100 de hectare poate să aibă îngăzduire vreo 7, 8, 10 companii ca și Universal Alloy Corporation de la Dumbrăvița. Deci asta trebuie să ne intereseze. Mai mult decât atât, discut aici, am avut săptămâna trecută, a fost domnul Boloș la Maramureș, domnul fostul ministru Boloș de la Fonduri Europene, este directorul ADR Nord-Vest, Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, care gestionează practic fondurile pe dezvoltare regională pe regiunea de Nord-Vest și am avut o discuție foarte consistentă în ceea ce privește parcurile industriale și vom accesa bani europeni pentru infrastructură și foarte important o chestie care s-a introdus mai nou, inclusiv o parte din această finanțare europeană va reprezenta granturi pentru cei care vin în parcul industrial, adică o să le oferim inclusiv niște granturi. Sigur, nu o să fie extrem de mari aceste granturi, dar între 200.000 și 1.000.000 de euro, dacă noi oferim unui investitor, deja e un pas în față. Și eu cred că vom avea și investitori români, dar sunt sigur că vom avea și investitori străini. Nu trebuie să ne blocăm că vor fi doar investitori străini. Această selecție pe care noi o vom face va fi bazată pe ceea ce generează. Asta e cel mai important lucru. Pe noi ne interesează să generăm locuri de muncă mai bine plătite în județul Maramureș și să creștem nivelul de trai. Asta este obiectivul principal. Mai mult decât atât, vreau în parcul industrial să facem inclusiv o școală profesională, un campus profesional. Și spun campus de ce? Pentru că vom oferi acolo inclusiv cazare, masă și inclusiv o bursă pentru elevii care vor alege să vină la școala profesională și astfel vom forma forță de muncă calificată pentru companiile care vor fi în parcul industrial. Deci gândim o chestie integrată de dezvoltare pe termen lung. Gândiți-vă asta este în macro cum ar veni. Deci, păi, cu alte cuvinte, dumneavoastră, Ionel Bogdan, ca idee, Consiliul Județean ar face o școală profesională de la zero într-un parc industrial. Exact. Dedicată, un campus, cu cazare, cu masă, cu absolut... Exact. Tacă-mă cum ar veni. Exact. Asta vom face. E un proiect, sigur, sună foarte ambițios. Pentru că este important, investitorul când vine trebuie să aibă și certitudinea că pe termen lung poate să aibă forță de muncă calificată pe domeniul lui și să poată să se dezvolte. Până la urmă, niciun investitor nu trage coarcul ca să își pună fabrica într-un loc sau altul, ci alege pe niște criterii. Ori acestea sunt unele din criteriile relevante. Și atunci eu și echipa mea venim în sprijinul lor cu
tot pachetul. Practic vom face un pachet. Și acest campus îl vom face tot din fonduri europene. Din finanțare europeană. Da. Exact. Totuși, e vorba de niște bani, pentru că nu se... Vorba cea, nu e vorba de... Există finanțări europene. Acum, sigur, vă spun, acum zilele acestea discutăm foarte mult de buget, de bugetul județului Maramureș în special, pentru că avem foarte multe subordonate, fiecare vrea finanțare și așa mai departe. Am zis, domnule, nu mai finanțăm reparații de dragul de a finanța reparații. Deci noi trebuie să absorbim bani europeni. Să facem școlile speciale, avem 6 școli speciale, ele pot fi reabilitate complet prin fonduri europene. De ce să aloc resurse anual pentru reparații, bani care se duc pe apa sâmbetică, oricum nu rezolvi problema macro a acelei școli, când putem să facem un studiu de fezabilitate, depunem proiect pe fonduri europene, luăm 3-4 milioane de euro, o facem de la zero cum trebuie și după aceea 10 ani de zile nu mai e treabă cu ea. Deci, cuvinte, să pot obține banii care să se facă niște evident, lucruri importante. Nu vă spun că n-am găsit niciun studiu de fezabilitate la nivelul Consiliului. Da, și mai sunt, avem pe drumurile județene, facem deja, suntem la drumuri și la alte cele. După o scurtă pauză, doamnelor, domnilor, rămâneți cu TV Siget, revenim.